Unde inima mea bate? Unde inima mea bate? Unde inima mea bate? Ei bine, da, pornim și astăzi într-o călătorie în jurul lumii, acolo unde sunteți dumneavoastră, români de pretutindeni, pentru că, da, numai împreună putem să ne scriem adevărata poveste. O poveste care nu se lasă îngroșată de exagerări, de idei preconcepute, poate de neîmpliniri din cauza cărora nu reușim de fiecare dată să vedem fața bună, frumoasă și luminoasă a acestui loc pe care îl numim cu toții acasă. România, un loc de unde ne-am pornit, cine știe unde în lume. Ei bine, da, suntem pregătiți să dăruim România și în această seară, împreună cu toți telespectatorii TVR Internațional de oriunde din lume. Ne urmăriți, scrieți-ne și pe pagina de Facebook, suntem și într-o transmisiune live pe Facebook, TVR Internațional, așadar căutați-ne și acolo. Și în această seară povestim cu voce tare despre toate bune și frumoase ale noastre. Vă invităm la dialog, pentru că ne puteți scrie mesaje, puteți interacționa cu invitații noștri care, prin tot ceea ce
fac. Prin tot ceea ce au agonisit, să spun așa, pe parcursul unei cariere extraordinare, au încercat de fiecare dată să semneze în dreptul României. Zic că și în această seară ne așteaptă cel puțin un ceas și ceva de contemplare, dacă vreți, spre un loc spre care sunt convinsă că privim cu nostalgie, cu bucurie și fără îndoială, cu mândrie, pentru că în biografia fiecăruia dintre noi este cel puțin o experiență care ne recomandă drept români. Oameni de nădejde care, fără îndoială, au construit o parte din temelia lumii. Dăruim România așadar la TVR Internațional. Felicità è tenersi per mano, andare lontano, la felicità è il tuo sguardo innocente in mezzo alla gente, la felicità è restare vicini come bambini, la felicità, felicità, felicità è un cuscino di piume, l'acqua del fiume che passa e va, è la pioggia che scende dietro le tende, la felicità è abbassare la luce, fare pace, la felicità, 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 è un bicchiere di vino con un panino, la felicità, è lasciarti un biglietto dentro al cassetto, la felicità, è cantare a due voci quanto mi piaci, la felicità, felicità, senti nell'aria c'è già la nostra canzone d'amore che va. Accesa e la radio che va, è un biglietto d'auguri pieno di cuori, la felicità, è una telefonata non aspettata, la felicità, 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 è una spiaggia di notte, l'onda che va nella felicità, è una mano sul cuore piena d'amore, la felicità, di aspettare l'aurora per fare ancora la felicità, felicità. Senti nell'aria c'è già la nostra canzone d'amore che va. Ei bine, da, poate reușim în seara aceasta la Dăruiește România să scriem măcar o filă din Jurnalul Fericirii, așa, ca pentru noi, ca pentru români, împreună și cu Petre Ceambașu și cu Doina Spătaru și cu toți ceilalți invitați care vor fi împreună cu noi în această seară. Vă îmbrățișez, mulțumesc că ați venit! Mulțumesc eu, vă rog frumos să luați loc! Bună seara! Cum stăm? Vă rog frumos! Cum sunteți...
se spun într-o variantă foarte comodă, cel puțin la început, câte vreme canapeaua aceasta e la dispoziția noastră, pentru că ușor, ușor, cei care ne urmăresc de ceva timp încoace, da, știu că sunt și momente când deci locurile astea nu le mai ai nimeni, ca să fie clar. Neîncăpătoare. Da, să spunem, să spunem. Mulțumesc frumos că ați acceptat invitația de a dărui Românie și de față cu telespectatorii noștri, pentru că dumneavoastră dăruiți Românie de o viață, de ani și ani. Cam așa e. Nu pot să vă contrazic. Câți ani peste granițele țării? Mulți. Câți ani peste granițele țării? Mulți, mulți. Cam din prima dată, eu cel puțin, am ieșit în 71. 72, pe urmă 2 ani n-am mai ieșit și pe urmă din 74 tot merg. Cred că ceea ce este absolut extraordinar ca experiență pentru dumneavoastră și pentru generația artiștilor extraordinari a căror biografie se confundă cu partea istoriei României este bucuria aceasta de a trece mai departe de propriile granițe sau de granițele propriei țări, poate înainte de 90, pentru că atunci era mirajul cel mai mare, bucuria cea mai mare. Exact, și... ai spus bine, mirajul. Da, eu vreau să spun că înainte de a începe să cânt cu Petrică și cu trupa lui, aveam deja la activ turnee internaționale, dar, bineînțeles, în spațiul țărilor fost socialiste. Adică fosta Uniune Sovietică, Bulgaria, Polonia. Ei, am participat și la festivaluri, de exemplu, la festivalul de la Sopot din Polonia sau Orfeul de Aur din Bulgaria. Ei, după ce m-am integrat, ca să spun așa, în trupa lui Petrică, au venit ieșirile în Occident. Consistente. Da. Consistente, da. Consistente, da, no, și no, multe no, și frumoase. Nu material, și... neapărat. Ci ceva mai mult, adică altceva și cu altă prestație, altfel și foarte variată. Spectacole sau dancing-uri, presupunând repertoriu foarte variat, da, repertoriu, foarte bogat, sigur că de da. Vorba de sute de melodii, nu glumesc. Aveam grijă să acoperim o plajă cât mai largă de gusturi și cu momente de show, bineînțeles. Da. Era totuși o tensiune mai mare, nu? Și până la urmă, la ce te referi? Până la urmă și necunoscutul acesta spre care mergeați atunci când ajungeați dincolo de granițele României. N-am tratat-o ca îndreptând spre un necunoscut, dar că pusese întrebarea înainte, pe de o parte era mirajul ieșirii în afară, sigur că da, mai ales în spațiul mai ăsta de vest, și era și plăcerea aceea că aveam ce să cântăm și vedeam succesul pe care îl facem și atunci era împlinită și una și cealaltă. Ei bine, merg în continuarea ideii dumneavoastră și spun că și în această seară avem ce să cântăm și avem și cu cine. Artiștii României dăruiesc pentru dumneavoastră parte a unui depozitar de momente extraordinare pe care le-au trăit pe parcursul unei istorii de viață, aș putea spune. Veți fi martor măcar la câteva dintre acestea, cu acordul dumneavoastră și cu acordul tuturor celor care vor ajunge aici și vor dărui Românie. Printre aceștia și Carmen Trandafir. Vrei să-mi spui ce n-ai spus nimănui? Eu voi fi mereu aproape să te ascult. Din privirea mea vei putea afla cât de mult țin eu la tine. Dar sunt nopți în care ochii nu-i închid, gândindu-mă la tine. Și sunt nopți în care vreau să te ating și să rămâi cu mine. Știu de ce ai zâmbit atunci când m-ai privit și mi-ai spus că fără mine nu poți trăi.
m-ai mințit frumos, fără niciun rost. Iar acum sunt singură și mă întreb de ce. Dar sunt nopți în care nu pot să adorm, când mă gândesc la tine. Vor fi nopți în care știu că-ți vei dori să fii alângă mine. Oh, cei din jurul meu. Ce mai contează acum? Ai ales alt drum, iar acum sunt singură și mă întreb de ce. Carmen Trandafir dăruiește România în această seară la TVR Internațional și da, vă invit să și aplaudați împreună cu telespectatorii noștri. Sunt absolut convinsă că și dumneavoastră faceți același lucru indiferent unde vă aflați în România. Carmen, mulțumesc din suflet că ai venit. Bună. Te îmbrățișez. Eu mulțumesc mult de invitație și mă bucur că am ajuns. Da, mulțumesc din suflet. Mulțumesc din suflet. Sper seara. Să seara tuturor. Îți placă și compania pe care am ales-o în această seară pentru fiecare dintre voi. Suntem live pe Facebook, cred că v-am mai spus lucrul acesta și vi-l și reamintesc, căutați-ne acolo și de ce nu căutați și paginile de artiști ale invitaților mei, povestiți-ne ce faceți, la ce vă gândiți când ne urmăriți și cum faceți dumneavoastră de dăruiți România, cine știe unde în lume, unde v-ați așezat. Mă bucur mult încă o dată că suntem împreună și rând noi. Pe rând ne mai adunăm. Noi, mulțumim mult. Carmen, îți place Carmen. Studioul nostru? Carmen, da, ne-am găsit și în seara aceasta. Îmi place și ești și călduros și la propriu și la figurat. Mulțumim frumos! Minunați alături de noi și mă bucur mult că sunt aici și că sunt în direct și cu românii care sunt puțin mai departe de noi acum. N-am mai fost de mult. Vă rog, la microfon, vă rog. Și salutăm, da? Da, pe care îi salutăm cu tot dragul. Și iartă-mă, Carmen. Nu, vă rog. Îi îmbrățișăm cu toată dragostea pe prietenii noștri dragi din Germania, din Germania și Spania, alături de care avem, cu care avem atâtea amintiri frumoase. Atunci zic că e momentul potrivit să mergem și noi spre Germania, acolo unde sunt parte a prietenilor despre care tocmai ați pomenit. Ne oprim așadar în Germania și aflăm împreună cu cine ne întâlnim, cine vine cu un mesaj spre noi sau ce poveste se ascunde acolo. Știu doar atât, că este o poveste cu identitate românească.
Hermine Nol este numele meu. În câteva cuvinte încerc să vă descriu prietenia mea cu Petre Giambașu și Doina Spătaru. Prietenia noastră durează de peste 40 de ani, prietenie care este legată de sinceritate și căldură sufletească. Ce vă pot spune? Că sunt mândră că i-am cunoscut pe Petre și pe Doina și că după atâția ani de zile acelea sentimente le avem reciproc. Pentru Petre totdeauna familia a fost pe primul loc și asta a fost la noi doi un numitor comun. Despre succesele pe care Petre le-a avut în străinătate, în special în Germania, Petre și Doina, succesele lor au fost imense, unde se țineau concertele lor, sălile erau pline și publicul își dorea întotdeauna să-i revadă foarte mult. Au fost și la orașul meu foarte multe concerte și în orașul în care eu sunt stabilită, orașul Essen. Ce să vă, pot să vă mai spun? Că sunt mândră că i-am cunoscut, că am rămas prieteni în continuare și le doresc din toată inima succes profesional și mai presus de orice sănătate lor și familiei. Ei bine, da, o surpriză. Cu cine ne-am întâlnit? Cu cine ne-am întâlnit? Faceți dumneavoastră prezentările pentru că... Da, ea este Hermine Nol din Düsseldorf. Ne-am cunoscut acum, hai să nu spun, foarte mulți ani. Cu niște ani în urmă. Așa? Fac și o destăinuire. Vă rog. Pe ea și pe soțul ei, Rudiger, un neam, sunt toate regula. Eu, fiind atunci acolo, i-am cununat, sunt nașul lor. Ce împotrivire, ce coincidență plăcută, zic. Da. Deși e greu să credem în coincidențe, mă gândesc că așa acum, cum le așează cum Dumnezeu pe toate. Dar știi cum e chestia asta? Să nu crezi că e nașul care e în România, că nașul în România e cineva. Acolo noi am făcut acolo, am fost în 4 sau 6 și s-a făcut o nuntă. Că voi nu faceți mănunțile cum le facem noi. Dar am rămas prieteni foarte, foarte buni și... Da, câte astfel de povești s-au scris pe parcursul a peste 30 de ani de carieră, multe, dar peste 30 de ani de, cum să spun, de întâlniri care n-au ținut cont de granițe. Și asta mă gândesc că e intersecția comună pe care o aveți cu fiecare dintre telespectatorii noștri. Dacă ai ști câte mult ne-au ajutat acești oameni ca ea, mulți, în toate orașele mari ale Germaniei, unde am cântat, îi aveam prieteni atașați, parcă erau familia noastră. Ne așteptam de la gară, intram în pâine, mâine. Și ne simțeam ca acasă. Ne luau acasă la ei, ne împărțeam la trupa de 10 persoane, 12, și luau 3, 2, 4 la ei acasă, cu frigiderul, cu 4, ca acasă. Deci extraordinar. Da, și ascultându-vă, îmi dau seama că povestiți cu un entuziasm și cu o energie, de ca și cum lucrurile s-ar fi petrecut aseară. Păi da, că cum sunt foarte proaspete noi. În urmă. Da. Eu nu mă pot lăuda cu atât de mult dăruit României fiind acolo, departe. Am dăruit mai aici. Mult de aici. Nu atât de mult cât mi-aș fi dorit. Că de altfel mi-aș fi dorit să ajung mai des. Pentru că de câte ori am fost, a fost într-adevăr o primire extraordinară. Deci te-ai simțit ca acasă, cu mama, cu apropiații, cu familia. Și vă pot dezvălui de pe acum. Ne vom mai întâlni cu români din străinătate. Poveștile emoționante ale dumneavoastră, celor de acolo, de departe, de dincolo de granițele României, vin spre noi și mărturisirile oneste, sincere și emoționante sunt convinsă că sunt o surpriză plăcută pentru fiecare dintre invitații noștri. Și pentru că pomeneam de invitați și pentru că v-am promis că vom umple și în această seară canapeaua emisiunii Dăruiește Românie, zic să privim din nou spre scenă. Acolo ne întâlnim cu proconsul Lora și piesă nou-nouță. Povestea noastră de dragoste au mai spus-o mulți, fericiți ca doi copii prinși în trupuri de adulți. Și le-am făcut pe toate, nu ne-au oprit nimic, dar poate ne-am grăbit. Încerc să nu mai cred tot ce-mi zici, încerc să mă obișnuiesc când ești aici. În loc să mă iubești, tu îmi explici, am ucis tot ce aveam, suntem complici.
frumos. N-am nevoie să am, că deja știu, deși pare de vreme, e prea târziu. N-am gândit și eu azi, repede tot, deși pare de vreme, e prea târziu. Ți-am dat zilele cu orele și nopțile, ți-am luat visele, mi-ai dat și amintirile. Acum le simt pe toate cum mă trag înapoi și mi-amintesc de noi. Încerc să nu mai cred tot ce-mi zici, încerc să mă obișnuiesc când ești aici. N-am nevoie să am, când deja știu, deși pare de vreme, e prea târziu. N-am grăbit și eu azi, repede tot, deși pare de vreme, e prea târziu. Eu zic că este momentul potrivit să dăruiți Românie, nici prea devreme, nici prea târziu. Bine ați venit, Laura, te îmbrățișez pe tine prima dată. Bine v-am găsit. Mulțumim frumos. Cu mult drag. Bine ați venit. Bine v-am găsit. Băieți, vă salut pe toți. Sper să zic bine, să zic bine, Robert, Dragoș, Răzvan, Bodo. Bă, a zis bine. Am zis bine, mi-a ieșit. Mi-a ieșit. Ca să ne confundăm, noi spunem Traian lui Robert. Ele Traian, ele Robert. Bă, bucur mult că ați ajuns în timp util. Băieții aceștia vin de la sala aparatului, da? Acolo unde cei de la taxi aniversează o vârstă importantă pe care 20 de ani. Vedeți, exact spiritul nostru, deși TVR Internațional se pregătește de 25 de ani de viață. Asta anul viitor, dar deja am început pregătirile, avem proiecte frumoase și cred că vom ajunge în mijlocul multor comunități de români. De ce nu și în formula aceasta cu voi și să zicem că în seara asta facem doar o repetiție. Sunteți pregătiți pentru o surpriză? Știu pe cineva care vă iubește mult, mult? Știu pe cineva care te știe pe tine de demult? Sau nu chiar de demult? Îl invit pe scenă, se numește Radu Călin Georgescu și sper să fie o reîntâlnire cel puțin plăcută. Este, într-adevăr, este o reîntâlnire gravă, pentru că Radu... Așa, spune tu, Bodo. Spun eu? Spune tu, te rog. Când eram mic... Bună seara, bine ați venit. Când eram mici, noi am lucrat la prima micro-întreprindere, nici nu știu, prima firmă privată. Prima pizzerie. Prima pizzerie din România, din București, cred, nu? Cred că din România. Da, eu eram pizzaria, ne vindea sucuri. Exact. Și astăzi dăruiți România pentru că aveți de unde, aveți ce povesti. Tare, eu zic pentru că deja vă leagă o prietenie de câțiva anișori, nu foarte mulți, că suntem toți foarte, foarte tineri, dar pentru ca telespectatorii să înțeleagă de ce în mijlocul nostru este un român care povestește prin ceea ce face despre țara aceasta și poate despre faptele pe care ar trebui să le punem pe tapet mai des. Zic să privim un reportaj pe care îl semnează Răzvan Petrișor, după care ne întoarcem aici, ori pe scenă, ori lângă invitații noștri, căci până undeva spre 11 de noapte avem ce face. Muzica.
apel către stomatologii, măcar din București, care lucrează în cabinete particulare, și apelul să sune în felul următor. Haideți ca de Sfintele Sărbători, fiecare la locurile noastre, să facem măcar o lucrare stomatologică, cât de mică, să o facem gratis pentru niște oameni nevoiași. Eu cred că ai ajuta pe cei din jurul tău și a face în așa fel încât în meseria mea să le redai zâmbetul într-un final, zic că, că este poate unul de cele mai importante lucruri. În aceeași măsură, ca punct comun între meseria mea, și acum o să trec la pasiunea sau hobby-ul meu, care este arta, punct comun este tot omul, pentru că în artă, subiectul principal în toată istoria artei a fost omul. Omul cu nevoile lui, omul fizic, sufletul omului. Astea nu sunt tablouri, astea sunt niște fotografii. Aici este un domn. Cuteza spune că face parte dintre prietenii mei, sau aș fi onorat să cred că și el mă consideră prietenul meu. Este vorba de domnul Marcel Iureș. Și este unul dintre ultimii mei pacienți, zic eu, destul de fericit pe care i-am avut. Pentru că, având preocupările astea legate de artă și, în general, de lucrurile care sunt frumoase și care ne înconjoară, am avut de-a lungul timpului, printre pacienții mei, extraordinar de mulți oameni care trăiau din artă, pentru care arta a însemnat totul. Ei bine, încercăm și noi să compunem un tablou, iată, cu oamenii minunați care dăruiesc România prin ceea ce fac. Mulțumesc foarte mult încă o dată. De fapt, o să vă mulțumesc pe parcursul întregii emisiuni. Mă uit la dumneavoastră, am privit și reportajul și am înțeles că de ani de zile, iată, România, prin astfel de oameni, precum Radu Călin Georgescu, reușește să semneze și în dreptul faptelor bune. Cum de altfel sunt convinsă că fiecare dintre voi, dintre dumneavoastră, reușiți să mobilizați și să oferiți modelul acesta al încercării de a schimba lumea. Poate cu un gest mic la început, dar până la urmă și o călătorie în jurul lumii începe cu primul pas, nu? Vă rog, aveți un microfon? Da, în primul rând, bună seara, mulțumesc pentru invitație. Deci atenție că ai primit microfonul de la Lora. Da, mulțumesc, microfonul mulțumesc, de la Lora, deși aveți la valieră și nu mai era nevoie, dar acum fie. Hai! Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație și este vorba de un proiect pe care îl începem, mă rog, sperăm cât mai repede, pentru vreo 100-150 de copii care sunt în grija unor măicuțe la o mănăstire care se cheamă Sfântul Iosif în Odorheiu Secuiesc. Eu sunt, mă rog, ca să zic așa, un fel de coordonator de proiect legat de partea de stomatologie, dar e un proiect pe care eu îl simt legat, deci e un, dacă vreți așa, un tratament pentru suflet, pentru sănătate, pentru mai multe lucruri de genul ăsta. În proiectul ăsta e implicat și domnul George Mihăiță, spre exemplu, cu partea României sufletească, ca să zic așa. Domnul director Ioan Cristescu al Muzeului Literaturii. De fapt, despre ce sunt este vorba? Foarte mulți. Ideea toți acești copii au nevoie să meargă la doctor, au nevoie de servicii și medicale. Numai. Și nu numai. Încercăm, poate, și prin Dăruiește Românie să extindem serviciile medicale de care au nevoie și pe care le pot susține astfel de oameni. Unul dintre ei este împreună cu noi, se numește Radu Călin Georgescu. Aveți un prieten de nădejde. Vă rog, microfonul. Nu e de la Lora, dar folosiți-l pe ăsta. Da, nu, la mine nu-i nevoie, mă rog. E în regulă. Într-adevăr, mă bucur să aud despre felul ăsta de inițiative, de care cam duce lipsă România.
mie mi se pare, sincer, acum nu știu dacă se supără pe mine Radu, dar mi se pare firesc ce face Radu. Absolut. Adică, și mi-aș dori ca toți cei de aici să considerăm că e firesc și că ar trebui să facem fiecare dintre noi câte ceva să fie o chestie din care să facă parte din viața noastră, mm-hmm. să facă parte din perioada aia de câte ore avem, de când ne trezim până când ne culcăm seara. Să ne gândim să facem și ceva pentru cineva de lângă pentru noi. Pentru ceilalți, de altfel, bunătatea, frumosul, naturalețea, astea ar trebui să vină la pachet cu însăși viața noastră, fără niciun fel de artificii de efort. Câteodată să știi că e foarte simplu, iartă-mă, Răducu, e foarte simplu, să știi că și un simplu zâmbet sau o strângere de mână sau o îmbrățișare contează enorm. Asta ți-o spun în poziția unui, hai să spunem, cântăreț, unei persoane publice care dăruiește o îmbrățișare cuiva și văd că se schimbă ceva acolo. Numai întâlnirea cu o privire și poate schimba lumea. Exact. Laura, vreau să te aud și pe tine, te rog. Ești frumoasă, minunată, ca de fiecare dată. Cum s-a născut colaborarea asta, așa, pe repede? Pentru că ne ducem înapoi pe scenă după aceea. Pe repede, înainte, această colaborare s-a născut foarte frumos. Eu eram la pescuit cu o prietenă de-a mea. Da, mă, deci acum fii atent, nu o să fie un stand-up comedy neapărat, dar povestea e adevărată. Cred. Și am primit pe WhatsApp piesa de la Bodo. Sec, adică n-aș nimic, mi-a trimis piesa și sub piesă un semn de întrebare. La care eu i-am răspuns, sunt la pescuit acum, când ajung acasă, îți răspund. Eu am crezut că mă ia la mișto. Eu am crezut că v-ați întâlnit la pescuit. Nu mă, e de culmea, că și eu sunt pescuit. Nu, ei erau la grătare, dar în altă parte. Noi făceam, noi chipurile începusem să filmăm deja videoclipul, neștiind cu cine facem piesa. Atât de tare le-a plăcut piesa, ne grăbim atât de tare și cu video. Mai bine filmăm niște cadre cu noi cu băie. Stați că intrăm într-o altă discuție. Scuze. Uite, următorul duet, iată. Scuzele. Gata, rămânem cu discuția aici ca să nu intrăm în polemici și mergem înapoi pe scenă. Nu, mă, lasă-mă să-ți povestesc. Vă rog. Te rog eu frumos, că e foarte tare. Am crezut că râde de noi, sau de mine. Și am zis, nu se poate așa ceva. Păi cum e la pescuit și noi la grătare, zic, e prea pe relaxare. Dacă a fost așa de relaxată treaba, a mers relaxat în față. Da, totul a mers perfect. Nu că a mers bine, Cărmenuțo, doamnă, sincer, nu că vă luau pe Laura acum, dar nu mi s-a întâmplat să văd în 40 de minute, 45 de minute maxim, cu toate intervențiile, cred să se termine înregistrarea vocii lor. Laura a tras în 45 de minute la HaHa Production, a mers... Și gata, cam atâta a fost. Am iubit piesa din prima și... Aceștia sunt artiștii României pe care... S-a pregătit, mie mi se pare că chiar e un om foarte muncitor și profi. Cum aș fi putut să vin cu lecția neînvățată la înregistrări cu proconsul, aș fi fost chiar obraznică. Aceștia sunt artiștii României pe care îi aducem în fața dumneavoastră și care dăruiesc Românie. Ne întoarcem cu privirea spre scenă, sunteți de acord? Da, vă rog, ne așteaptă Petre Giambașu și are o surpriză pentru dumneavoastră, este acolo și Simona Dichiseanu Florescu. Ce se întâmplă? Să râd sau să plâng, nu mai știu. Dar azi nu promit nimic, e mult prea târziu. Credeam că o să am fericire și o floare la orice pas, dar nu m-am oprit, mereu, mereu am cântat. Mi-a fost dat să trăiesc doar prin dragostea ta și de aceea îți mulțumesc. Te-am visat ca niciodată, alergând în calea mea.
atât cât am meritat. Când în vin să păream, de la capăt porneam și iar cu drag eu cântam. Mi-a fost dat să trăiesc doar prin dragostea ta și de aceea îți mulțumesc. Te-am visat ca niciodată, alergând în calea mea. Te-am visat ca niciodată și ar fi să fie așa. După ani de așteptare, numai tu vei da liniștea. După ani de așteptare, numai tu vei da. Da, puteți să și aplaudați. Da, 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 da. Acum dumneavoastră deja faceți lucrul acesta acasă, sunt absolut convinsă. Da, îi aștept lângă mine din nou pe Petre Giambașu, vine și Simona din Ghiseanu Florescu. Îmi pare bine. Minunată, frumoasă. Bună seara, bună, bună seara, seara, bună seara. Bună seara. Bună seara! Haideți că e loc pentru toată lumea, poate chiar și pentru dumneavoastră, cei care ne urmăriți de undeva, din lume, nu știu de unde, dar poate ne scrieți pe Facebook, pentru că suntem și acolo într-o transmisiune live. Și dacă ne scrieți, poate că aveți și mesaje pentru invitații noștri și în felul acesta, iată, vedeți cum le dialogăm feresc, indiferent de distanță. Vorba, le-am dat în partea asta. Da, nu? Da, da. Ce crezi, că noi nu putem să ne ferim singuri? Vă rog la microfon! Eu chiar am vrut să mă așez că dumneavoastră la început și mi-a spus, stai acolo lângă Doina. Mi-a spus să stai comod, nu? Cât mai departe. Ați traversat granițele României de nenumărate ori. E o poveste care se scrie ușor diferit, pe care o purtați într-un fel anume în suflet, pe care o luați la pachet atunci când ajungeți departe în lume. Nu știu dacă am făcut enumerarea potrivită, dacă vă regăsiți în ceea ce am spus, dar cu siguranță știți să decupați de aici esența care poate să emoționeze, care poate să inspire. Mai avem 40 și câteva, câte zile mai avem? 40 și până la Crăciun, 47, 46. Nu știu, nu le-am numărat, știu doar că pe 15 începe postul. Uite, chestiile astea cu sărbătorile de iarnă, dacă ați fost plecați din țară în perioada sărbătorilor de iarnă, știți că e o problemă mare de tot. Eu în 94 am mers să fac sărbătorile undeva în Canada și mi-am dat seama că de Crăciun, în loc să merg să sărbătoresc, stăteam în cameră și rupeam telefoanele în două cu prietenii, cu colegii, cu familia. Și îmi venea să iau, nu avionul, să iau colacul, să trec oceanul not, să merg acasă. Când știam că toți sunt, îmi spuneau, suntem la pea party aici, suntem toți adunați. Sunt toate. Deci știi ce e asta? Că lumea crede că totul e foarte frumos în meseria noastră. Uite că astea sunt, uite, momente pe care le pierdem în familie. Așa și e. Trebuie să fim acolo. Deci asta așa spune așa el. E. La noi revelioare nu prea există, după cum știe și... Prin trenuri, prin... Nu știu totodată. Nu. Nu, noi sărbătorim revelionul ospătarilor. Așa. Da. Tocmai acele momente pentru care de regulă ne pregătim cu mult timp în avans. Păi nu, voi vă pregătiți, noi nu. Noi ne pregătim cu cântece multe. Da, asta și zic. Și ne pregătim cu echipament mult, pentru că în mod normal, noaptea de revelion sunt mai multe cântări și trebuie să ai vreo 3-4... seturi de scule pe care să le montez și, mă rog, anyway, noi muncim. Laura. Întotdeauna când trebuie să ieșim din țară și să le cântăm românilor plecați, e o încărcătură emoțională foarte mare și întotdeauna m-am simțit cumva responsabilă. Trebuie să alini un dor care depășește imaginația noastră. Și ca să faci asta, trebuie să vii cu foarte, foarte multă iubire și să încerci să le... să le dai ceea ce așteaptă de la tine. Și să toată lumea în momentul ăla se va simți ca acasă.
Deși e vorba de o stare aparte, de o emoție aparte, da, de o atmosferă care se construiește foarte greu, pentru că nu e nimic palpabil acolo care să te ajute. Nimic. Dar unde sunt oamenii... Din păcate, nici nu avem organizator de spectacole. Iartă-mă, era foarte, foarte priceput, dacă mă întreb pe mine. Sunt câțiva pe sunt, la Londra. Da. Mai se sunt. Poate mai bine. Dar se poate și mai bine. Iar pe America... pe Statele Unite, peste ocean, e praf cu organizarea. Uite, de-aia e bine să veniți la TVR Internațional, da, că în felul acesta aducem noi muzica voastră a tuturor departe de granițele României, zic, într-o atmosferă, într-un tablou frumos, onorant. Mă întorc ca să aud și eu povestea, pentru că sunt curioasă. Însă, de departe, atunci când traversează granițele României, vin cu premii importante, vin cu bucuria de a fi povestit despre România la modul superlativ. Iată, copiii aceștia frumoși, pe care deja noi îi vedem de ceva timp pe scenă, alcătuiesc corpul de balet pentru copii și tineret din cadrul Operei Naționale Române și de curând au adus în România trofee importante, premii importante obținute și în Italia și în Japonia și mai povestim despre meritele acestea extraordinare ale noastre, ale României, imediat după ce ne întoarcem cu privirea spre scenă și urmărim un fragment artistic extraordinar. Minunat, într-adevăr. Ei bine, copiii aceștia frumoși sunt conduși de doamna Magdalena Rovinescu. Vă așteptăm pe scenă. De altfel, doamna este însoțită de colega mea frumoasă, Corina Dobre, pentru că vă spun și dumneavoastră, le spun și celor care ne urmăresc, le spun și invitaților. Corina Dobre, colega mea, este realizatorul și moderatorul emisiunii Corespondent TVR Internațional. O emisiune care împlinește 5 ani de viață. Bună seara! Felicitări pentru ce faceți cu mulțumesc acești copii minunați. Bună Corina, seara. Te îmbrățișez. Ești frumoasă, frumoasă. Mulțumesc, mulțumesc. Mulțumesc. Avem mulțumesc loc? Da, avem loc. Avem loc, da? Domnilor. Cu Phoenix am... Nu. Vă rog, chiar este loc. A, sigur. Așa, ia sigur uite. Că da. Uitați. Vă rog, veniți aici. Sigur găsim un loc. A, bună așa seara. Uitați, poate lângă Corina... Poate aici, chiar aici zic că vă încadrați foarte bine. Felicitări pentru ceea ce faceți. M-am bucurat nespus de mult să aflu că și Carmen a trecut prin balet, prin când balet. Mică. Da, 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 prin studioul de balet și acum pot să spun? Fetița. Așa, asta era. Pot să spun. De fapt, fetița mea putea să fie și ea. Lasă-mă că acolo am sărutat-o eu. Putea să fie... E o emisiune plină de da sentimente, de iubire. Pe doamna Rovinescu am cunoscut-o grație Corinei Dobre, pentru că așa ne-a fost înțelegerea la Corespondent TVR Internațional. De fiecare dată sunt prezentați și sunt inventariați românii extraordinari ai țării noastre. Fie că trăiesc aici, fie că trăiesc departe în lume, într-o comunitate de români. Corina, felicitări pentru ceea ce faci împreună cu Ela Văduva, producătorul emisiunii. Mulțumim. Și la mulți ani! Mulțumim foarte mult, felicitări și vouă, mă bucur să mă aflu într-un asemenea studio, mă bucur că avem la TVR Internațional o astfel de emisiune și vă felicit și eu. Așa este, avem acest privilegiu la emisiunea pe care o moderez de 5 ani deja, iată, privilegiul de a cunoaște oameni care dăruiesc
facă Românie în fiecare zi. Oameni care poartă cu ei pe unde se duc ceva românesc în suflet. Și pe aceste fetițe minunate și pe doamna profesoară le-am aplaudat recent la un festival organizat chiar de românii din afara granițelor, de românii din Italia, un festival al tinerelor talente din diaspora, despre care ați auzit dacă ați urmărit emisiunea noastră și veți mai auzi în continuare, unde au câștigat marele premiu. Iată, și trebuie să le felicităm. Nu este singurul premiu, au multe premii la activ. De altfel, doamna Rovinescu are o carieră extraordinară. De câți ani pregătiți aceste balerine? Dar e clar că nu spunem. De vreo 2-3, dar sunt ani, așa este. Dar sunt ani cu foarte multe, foarte multe succese. Dar nu doar de asta mă aflu aici. Mulțumesc încă o dată, dar noi mulțumim foarte mult și dacă îmi dai voie să te întrerup, zic să vedem ce se întâmplă la Corespondent TV Internațional. Sunt convinsă că și Bodo vrea să afle dacă nu au urmărit chiar toate edițiile pe parcursul celor 5 ani, dar a fost și proconsul și Lora, la noi în emisiune. Și domnul doctor. A fost. Mm-hmm. Da, și dumneavoastră, și Carmen, și domnul Giambașu, și dumneavoastră. Ne întoarcem aici, la Dăruiește Românie, după ce facem și un tur al celor mai frumoase sau a celor mai emoționante, să spun așa, momente trăite de echipa formată din Corina Dobre și Ela Văduva. Liliana Văduva, care e producătoarea emisiunii, da? Cea și pe care mulți dintre dumneavoastră o cunoașteți, pentru că este foarte activă, vorbește cu invitații. Și alături de toți ceilalți colegi ai noștri, care chiar dacă nu se văd, să știți că datorită lor noi putem să fim aproape de dumneavoastră, aici în fața dumneavoastră. Corespondent TVR Internațional, 5 ani de viață, la mulți ani! Mulțumim! Corespondent TVR Internațional, 5 ani de viață, 5 ani încărcați cu povești ale tuturor comunităților de români de departe. De fiecare dată și o voce autorizată a tuturor evenimentelor și momentelor importante pe care le trăiți dumneavoastră românii de pretutindeni. Da, de asta s-a născut această emisiune în urmă cu 5 ani și trebuie să-i mulțumesc Cristinei Lorenz pentru că a avut încredere în noi și în acest proiect în anul 2014. Și am întâlnit foarte mulți oameni extraordinari și cred că ăsta este principalul câștig al nostru, al tuturor în toată această perioadă. Și pentru că la fiecare aniversare ne dorim să ne înnoim un pic, așa, nu? Să mai adăugăm ceva. Asta vom face și noi. Vom trece într-o nouă etapă. Vom trece într-o nouă etapă pentru că am crescut, credem noi, echipa emisiunii, împreună cu românii din afara granițelor țării. Și pentru că, nu e așa, în ultimii ani știm cu toții, s-au născut foarte mulți copii români în străinătate. S-a format o adevărată nouă Românie. Da, dar ei poartă totuși în suflet, datorită familiilor și părinților lor, așa cum cel puțin am avut noi ocazia să aflăm, România. Dăruiesc și ei la rândul lor Românie. Și atunci, de săptămâna viitoare,
când împlinim 5 ani, emisiunea se va numi A doua Românie. Așadar, urmăriți A doua Românie la TVR Internațional într-o haină nouă, dar cu aceeași consistență și cu aceleași standarde de calitate pe care sunt convinsă cel că puțin le recunoașteți de fiecare dată când urmăriți producțiile noastre. Doamna Rovinescu, ne dați voie să mai privim spre minunățile acestea pe care le-ați adus cu dumneavoastră, să ne inspirăm puțin și să ne luăm de acolo energia bună și frumoasă de care avem nevoie pentru a merge mai departe prin propria noastră viață. Corpul de balet pentru copii și tineret al Operei Naționale Române. Mulțumim frumos, cu reverență, spre tot ceea ce faceți, doamna Rovinescu. Mulțumesc frumos, mulțumesc acestor copii. Și pentru faptul că exportați, iată, duceți departe de România astfel de talente, le formați și... Ar fi și păcat să nu le arăt și străinilor. Și peste ani, care sunt îngântați. Ceea ce fac, vor povesti ei despre noi. Exact, da. Sunt... În urma unei munci titanice, aș putea spune. Sunt absolut fac convinsă. Niște eforturi copiii și părinților, Carmen știe. Tocmai vroiam să spun aici în direct, nu vă întrerup pentru mult. Te rog să mă întrerupi. O iubesc foarte mult eu, personal, pe doamna Rovinescu. Și noi și suntem Ana, îndrăgostite. Și Ana, și Corina de doamna deși la ore este un profesor dur, dar este așa cum trebuie. Este foarte dur. Asta pot să ducă disciplina. Și ne pare rău că ne-am retras, dar Ana luase puține kilograme în plus față de ce și se frustra și am retras-o să nu, așa. A slăbit acum, să știți, dar poți să revii. E foarte ocupată cu școala. E foarte ocupată cu școala. Mai face și școala? Face și școala, din păcate. Nu mai face și da, școala. Da, să știți că nici nu le primesc la balet dacă nu fac școală serioasă. Și să știți, și note foarte mari. Dacă n-au note foarte mari și părinții lor încep să spună, să știi, dacă nu ai note mari, nu te mai duc la balet. Și atunci este o metodă așa coercitivă, da, să zicem, o sancționare. Da. Puțin. Carmen, îți mulțumesc foarte mult că ne-ai împărtășit câte ceva din tabloul acesta intim și frumos al familiei și dacă ne dai voie, mai răsfoim. Da. Mai dăm o pagină și plecăm spre Belgia împreună cu dumneavoastră și împreună cu dumneavoastră să vedem la cine ne oprim acolo. Salutări din Belgia, din Bruxelles. Sunt sora lui Carmen Trandafir, Sorina Sacurada. Sunt plecată din România de mai bine de 24 de ani. Primii 10 ani i-am locuit în Japonia alături de soțul meu, care este de origine japoneză, iar din 2005, împreună cu fiica noastră, ne-am decis să ne mutăm în Belgia. Fiica noastră și ea, la rândul ei, de anul trecut s-a decis să se mute cu studiile în Irlanda, unde face muzica și filmul. Din fericire, sunt destul de multe zboruri spre București și spre Dublin și pot să spun că mă văd destul de des cu fiecare. Normal că sunt momente când îmi este foarte greu, dar munca și activitățile pe care le am de zi cu zi mă țin foarte ocupată și fac să-mi treacă zilele mult mai ușor.
Normal că am momente când îmi este foarte greu, fără familia de acasă, fără prietenii din copilărie, îmi lipsesc tradițiile de acasă, mirosul mâncării de acasă, muzica și veselia pe care o aveam în fiecare an de sărbători. Dar vreau să cred că sunt într-o lungă călătorie momentan și că într-o zi voi putea fi din nou acasă. Așa că pe curând și între timp doresc fiecăruia numai bine, multă sănătate, mult spor la muncă și sper să ne vedem cât de curând cu bine. Sorina ne-a făcut o surpriză extraordinară. Ai o soră minunată. Ne-am îndrăgostit și de ea, să știi. Da, să știi că mi-a spus că ți-a plăcut de ea. Mulțumesc mult. Sorina are de asemenea o fată care s-a născut în Japonia, că vorbeam de copii care s-au născut și care face balet, a făcut balet, acum a plecat la studii în Dublin și s-a oprit. S-a născut în Japonia, a trăit puțin în Belgia și acum studiază în Dublin. Dar vorbește românește și româncă. Și românește și vorbește. Și româncă, de origine. Da, da. Sunt convins că ce eu înainte ca să mai trecem peste da. Că vrei să mă întrebi ce caută fata asta blondă cu la vișiniu aici mov. E vorba de Simona Dichiseanu. Eu nu mai am niciun dubiu de multă vreme, dar dacă mai e ceva de adăugat, deci astăzi m-am prezentat aici la voi cu cea mai veche colaboratoare, Doina. M-a făcut fată, sunt fată, cu cea mai veche și cu cea mai nouă. Sunt o fată bunică, eu spun că uitându-mă la dumneavoastră îmi dau seama că timpul a construit foarte frumos fragmente de Românie. Iată, dacă e să ne uităm pe axa timpului, găsim în fiecare punct un tablou extraordinar spre care putem privi cu mândrie, pe care îl putem lua cu noi indiferent unde în lume. Ne oprim și în Italia și de acolo vine un mesaj pentru dumneavoastră, dar și pentru noi și poate, de ce nu, pentru încă unul dintre invitații noștri. Mă numesc Agnesa Niculai, am 32 de ani, sunt născută în Galați, dar locuiesc în orașul Agrigento din Italia de aproximativ 10 ani, unde profesez ca avocat. Revin în București în mod frecvent, aproximativ o dată pe lună, pentru motive profesionale cât și personale. În urmă cu 3 ani, prin intermediul unui prieten italian, am avut plăcerea de a-l cunoaște pe domnul doctor Radu Călin Georgescu, căruia m-am adresat pentru anumite probleme dentare. Am o amintire deosebit de plăcută vis-a-vis de acea experiență, începând cu ambientul clinicii stomatologice, organizat în cele mai mici detalii, cu o bogăție culturală neobișnuită, unde poți percepe o atmosferă ce te invită la meditarea tuturor operelor de artă prezente, dar mai ales am fost plăcut impresionată de profesionalismul domnului doctor. De profesionalismul domnului doctor. Asta înseamnă că indiferent de domeniul de activitate din care vin românii noștri, există acolo pe cartea de vizită undeva notat cu asterisc, cu nota bene, profesionalism. Și despre asta povestim de fiecare dată când aducem în față români și de aici, din țară, dar mai cu seamă de departe, de dincolo, de granițele României. Eu acum ce trebuie să fac? Să vă mulțumesc, nu? Să vă bucurați și atât. Eu mă bucur foarte mult, dar e prea mult. E destul. Nu, e prea mult. Nu, și m-am rămas plăcut surprins că mai am niște pacienți care trăiesc în afara care României. Mai trăiesc. Care mai trăiesc încă în afara României. Mă bucur că e printre puținii supraviețuitori ai mei. Așa. Și trăiesc foarte stare, bine. Într-o stare suficient. Într-o stare suficient de bună. Ce vă să vă spun? Domnul doctor, eu când văd mănușile astea, mi se face frică. Nu, că nu frică. Sunt mănuși. Sunt cu totul. Să știți că momentele de bucurie și de emoție sunt prezente și de aici încolo la Dăruiește Românie. Vă invit să privim din nou spre scenă. Ne așteaptă acolo Ana Munteanu, după care ne întoarcem la alte și alte povești și continuăm și ideea dumneavoastră. Vreau să mai spun ceva, că nu mi-a trebuit ideea, da? Ne întoarcem imediat. Ne întoarcem imediat pentru că Ana Munteanu e de ceva timp pe scenă și sunt convinsă că prin ceea ce face, chiar va reuși să dăruiască
cu foarte multă emoție Românie.
Atât de emoționant, atât de frumos, în atât de puține cuvinte, ca să nu spun chiar niciunul. Ana, mulțumim frumos, te îmbrățișez. Ok, înțeleg, Ana are nisip pe mâini. Te rog frumos, ia loc. Te rog frumos. Îți fac cunoștință cu invitații mei, să știi că pe parcursul momentului tău fiecare a avut o reacție cel puțin emoționantă. Vă rog la microfon. Bună seara. Bună seara, te rog. Microfoanele noastre suferă și nisipul sunt rezistente. Ai și la valieră. Da. Perfect. S-ar putea să fie puțin răguși de la nisip. Atunci e în regulă și cu la valiera. Sunt obișnuite. Ana, felicitări pentru ceea ce faci. Este extraordinar. Atâta emoție în niște forme de nisip, cărora tu le dai viață, în care pui un mesaj. Acasă am citit. Mesajul general era că totul începe și se sfârșește acasă. Ne naștem, în momentul ce ne naștem căpătăm o casă și la sfârșitul vieții ne tragem acasă. Pentru că așa este sufletul nostru. Ce bine ar fi dacă toți ar căpăta o casă când se nasc. Eu m-am referit mai mult la casa spirituală decât la cea fără îndoială. Ana fizică. Munteanu este din Republica Moldova. Și-a dorit foarte mult și a luptat pentru cetățenia română pe care o are. Indiferent de malul pe care se află, vorbește limba română, iată, și caută acea casă care ați văzut cum se scrie în propria biografie. Pe dumneavoastră vă invit pe scenă cât mai povestesc eu puțin cu Ana. Vă rog foarte mult, pentru că mai sunt momente de urmărit la Dăruiește Românie, momente artistice. Nicio problemă. Nu, suntem foarte bine, suntem pe cadru care trebuie. Manuela Apostol, regizorul nostru, știe ce e de făcut. Ana, mă întorc la tine. Cum se adună atâta emoție și cum reușești să-i dai forma aceasta? Într-o exprimare artistică ușor inedită, aș îndrezni să spun. Fiind de profesor de profesie pictor de șavalet și profesor de artă, evident că această tehnică cu ajutorul nisipului este pentru mine decât un mediu cu care pot să reprezint gândurile mele, la fel cum o fac și în pictura în ulei, și cu creionul, și cu cărbunele. Am vrut să menționez referitor la ce ați spus mai devreme, că redobândirea cetățeniei române pentru mine a fost un moment așa absolut feresc, care a decurs foarte frumos. Dar știu că este foarte greu, nu e ușor. Nu și în ultima vreme, pentru că totuși noi redobândim cetățenia, nu o dobândim. Ce frumos. Pentru că noi, eu prima dată când am venit în România, m-am simțit ca acasă, nu am simțit că sunt în altă țară și, de fapt, ce am crescut cu noțiunea în interiorul meu că sunt român. Și pentru mine nu a fost atât de mare diferența, în afară de faptul că am găsit la fel foarte multă lume bună și frumoasă și muncitoare în România, la fel ca și în Republica Moldova. Acasă în România suntem și împreună cu dumneavoastră, fiecare dintre dumneavoastră, și împreună cu orchestra Petre Giambașu și cu Doina Spătaru, care ne așteaptă din nou pe scenă. Dăruiesc România așa cum știu cel mai bine, așa cum o fac de 10 de ani în fața dumneavoastră, în fața publicului, prin muzică. Am strâns toamnă după toamnă și acum dorul mă îndeamnă furișat în inimioară să schimb toamna în primăvară. Băi, eu fac și-mi pare bine, nu țin toamna scai de mine, că-mi e dorul miez de floare, inima privighetoare. Zice luna, zice într-una, dar ce zice nu e drept, că-am pus soarele și luna aici în buzunarul de la piept. Am strâns toamnă după toamnă și acum dorul mă îndeamnă să le dau toate într-o seară.
primăvară. La 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 la. Și-am scris mii mii de rânduri rodul lor cu frumusețe. Dau pe un ceas de tinerețe să-mi iau visele curate, undeva de mult uitate, din fereastra mea într-una, să prind stelele cu mâna, numărându-mi ani-n floare. Opresc 20 din ei, restul îi dau pentru o țigară și o pornesc pe drumul dragostei. Am strâns toamnă după toamnă și acum dorul mă îndeamnă, furișat în inimioară, să schimb toamna în primăvară. Minunat, minunat! Dumneavoastră veniți cu aplauzele. Mulțumesc. Eu mulțumesc foarte mult, Da, vă rog frumos, dacă vreți să treceți, se poate. Și oricum va trebui să parcurgeți din nou drumul acesta, pentru că finalul, în formula aceasta clasică... Să parcurg acum. Așa, vă rog foarte mult, vă rog frumos. Ce e făcut, e făcut. Așa, vă mulțumesc foarte mult. Vreau să întoarcem camerele și să vedem încă o dată orchestra asta minunată. Nu, puteți trece, puteți trece. Cum vă place, pentru că redusă, știm, da? Noi ce este de făcut. Orchestra aceasta minunată se numește Petre Giambașu, a cântat peste tot în lume, da, este într-o formulă redusă, dar zic eu destul de zdravănă, încât să se audă departe în lume. Sunt absolut convinsă că și dumneavoastră v-a făcut mare plăcere să îi întâlniți în formula aceasta, cum de altfel sunt sigură că v-ați bucurat de fiecare clipă și de fiecare interacțiune pe care le-ați trăit la Dăruiește Românie la TVR Internațional. Ana, mulțumim frumos, felicitări pentru ceea ce faci. Și eu mulțumesc pentru invitație. Mulțumim frumos, domnule doctor Radu Călin Georgescu, mulțumim frumos pentru ce faceți și pentru cum ați ales să dăruiți Românie, pornind de la bunătatea umană, care cred eu că este forma cea mai sensibilă de a trece departe în viață. Cu multă plăcere. Printre oameni, vă rog. Ceea ce fac eu e un lucru nesemnificativ și o să vă spun din ce cauză. Nu pentru că n-am... Nu sunt modest. Și am și conștiința propriei valori, culmea. Problema e în felul următor. Ideea e să faci, dacă e să dăruiești ceva, trebuie să dăruiești, într-adevăr, ceva ce nu ai. Ăsta e cel mai valoros lucru. Eu sunt stomatolog, ce pot să dăruiesc? Eu dăruiesc meseria mea. N-are Știți nicio ce importanță. Înseamnă să faci bine? Înseamnă să faci ceea ce știi tu cel mai bine și pentru altul. Nu, cel mai important știi ce este? Să oferi ceva din ceea ce nu ai. Eu mi-aș dori adevărul, mare lucru pe care aș putea să-l fac pentru copiii ăștia ar fi nu să mă duc să le fac dinții, ci să mă duc să petrec timp cu ei. Ar fi foarte frumos. Ar fi foarte frumos, dar eu zic că putem pune la cale împreună și planul acesta, că îmi place foarte mult ideea și vreau să rămânem în echipa aceasta de lucru. Ce nu ai, nu mulțumesc ce din suflet, Simona Dichiseanu, mulțumesc Magdalena Rovinescu, Corina, mulțumesc foarte mult că m-ai ales să fii împreună cu noi în această seară. Și eu îți mulțumesc. Doina Spătaru, extraordinară mulțumim întâlnire. Mulțumesc frumos, Carmen Trandafir, mulțumesc tuturor. Iar săptămâna viitoare tot împreună suntem și așa cum ne pricepem noi cel mai bine, dăruim împreună cu dumneavoastră Românie la TVR Internațional.
amigo que te pasa, estoy llorando. Seguro es por desteres de mujeres. No hay golpe más mortal para los hombres que llanto el desprecio de sus seres. Amigo, voy a darte un buen consejo. Si quieres disfrutar de sus placeres, consigue una pistola si es que quieres, o comprarte una draga si prefieres, y vuélvete asesino de mujeres. Matarás con una sobredosis de ternura, asfixiarás con besos y dulzuras, contagiarás de todas tus locuras. Matarás con flores, con canciones, no oyes falles, que vaya una mujer en este mundo que pueda resistirse a los detalles. Despiértalas con una serenata, sin ser un especial lleva de flores. No importa si es la peor de las ingratas, que tú no eres un santo sin errores. Amigo, voy a darte un buen consejo. Si quieres disfrutar de sus placeres, consigue una pistola si es que quieres, o cómprate una draga si prefieres, y vuélvete asesino de mujeres.